Procurorii au sărbat ieri ziua fondării Procuraturii Naționale. Dar ziua procurorului, de fapt, e pe 29 ianuarie. Deci ei au anticipat cu două zile, au făcut o chestie scumpă, fastuoasă, nejustificată la un hotel care a distrus un monument și a rămas nepedepsit. Cu ocazia asta, primăria, în persoana viceprimarului Nistor Grozavu, a închis accesul și a limitat dreptul de a protesta în perimetrul acela, mai la valea de primărie, comițând în felul ăsta un grav abuz. Dar până pe 29, ziceam, mai sunt două zile în care am putea să protestăm. Oamenii de rând care credem că în 25 de ani procuratura nu a făcut decât să-și schimbe numele, eventual fațada și procurorii generali, dar comportamentul a rămas același de persecutarea opozanților politici, ai regimurilor, de fabricarea dosarelor în scop de estorcare de bani, de mușamalizarea unor cazuri grave penale pe care nu le pot investiga pentru că au pierdut deja abilitățile profesionale, sau cazuri în care sunt implicați chiar procurorii, ca de exemplu Pădurea Domnească, unde era și procurorul general la vânătoare de braconieri într-o rezervație naturală împreună cu alți funcționari de stat, inclusiv judecători de rang înalt, politicieni, și unde la vânătoare ce de braconieri a fost omorât un om și nimeni încă nu-i pedepsit pentru chestia asta. Deci procuratura până acum și-a demonstrat doar incompetența, nocivitatea, inutilitatea în statul ăsta care se vrea stat de drept, Republica Moldova. Iată de ce vă poftesc, mai ales pe 29, dar și până pe 29, să veniți aici pe scările lor și să protestați. Nu vă temeți de poliție. Ha. Vedeți, poliția nici nu face mare lucru decât să vă închidă ușile în față. Cam asta e menirea organelor de drept în Republica Moldova, să le slujească regimurilor, să intimideze oamenii de rând, ca ieri un protestatar pașnic nici nu a ajuns la meeting și a fost reținut pe drum cu megafoanele și ținut la poliție în mod abuziv și ilegal câteva ceasuri, după care dus în instanță de judecată și amendat pentru că s-ar fi împotrivit organelor. Păi, da, dacă organele au intervenit abuziv, normal că trebuia să te împotrivești. Polițistul trebuie să se înainteze numai ordine legale. Altfel poți să-l ignori, pentru că se comportă ilegal, abuziv. Mafioților!